Salut! Eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod din seria asta minunată numită Better Minecraft. Înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. Și hai să nu lungim intro-ul ăsta și să înceapă episodul. După cum știți deja tradiția, la începutul fiecărui episod adăugăm pe cineva peretele abonaților și vizităm prietenii noștri de aici din căsuța abonaților, pe Ciupercuță, Ciupercuț și pe George, care se plimbă pe aici liniștiți, fără niciun stres, n-au niciun stres, foarte drăguți. Îi mai salutăm și pe ei, uite, luăm pe ăsta de aici, Ciupercuț, stai aici frumos, îl luăm și pe ăsta de aici, George, George, așa frumos, îl punem și pe el aici frumos să se vadă, să arate bine și ei ne sfătuiesc pe cine să alegem, pe cine să punem pe peretele abonaților. Nu-i așa, Ciupercuț? Astăzi pe cine adăugăm pe peretele abonaților? Frumos, luăm de aici frumos, bam, 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 facem rost de culoare, bam, și abonatul de astăzi este Andreea Iuliana. Frumos, colorăm, dăm cu glow, frumos. Mulțumesc, Andreea Iuliana, pentru activitatea de pe canal și pentru comentariile frumoase lăsate la fiecare episod și pentru susținerea de pe acest canal. Mulțumesc mult tuturor, de fapt, pentru susținerea voastră și, da, este loc pentru toată lumea. Dacă ești activ și îți place seria și îți place canalul acesta, lasă un comentariu și, bineînțeles, o să țin cont de fiecare comentariu în parte și fiecare comentariu în parte reprezintă o șansă în plus să ajungeți pe peretele abonaților. Mulțumesc încă o dată și hai să trecem la episod. Băieți, suntem în Nether. În Nether, aici, mișto, cu broaște, cu piglin și tot tacâmul. Ei bine, am ajuns aici, dar după aia am fugit, m-am urcat pe acest turn de piatră, pentru că băieții ăia de acolo sunt foarte agresivi. Sunt foarte agresiv și sar la bătaie. Aici avem un mic dungeon de piglin. Vedeți acolo un steag? Foarte șmecher. Da, cred că ar trebui să facem dungeonul ăsta. Chiar mi-ar plăcea foarte mult. Eu doar am vrut să văd ce se întâmplă pe aici pe jos și au sărit băieții la bătaie. Ca idee, suntem destul de departe de punctul de spawn al portalului. Am mers puțin, trebuie să recunosc. Și am trecut și prin biomuri noi. Eu am promis treaba asta că o să o fac. La un moment, ok, la un moment dat, pentru că vreau să mai găsesc ouă de dragon. Și ghiciți ce? Când am început să fug de ei și am mers prin peștera asta pe aici, frumos, frumos, bam, 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 am dat de un loc unde o să găsim un ou de dragon. Faza e că eu deja am deschis chestul, dar m-am gândit că ar fi bine și inteligent din partea mea să filmez treaba asta, pentru că trebuie să vă arăt treaba asta. Și haideți să luăm acel ou de dragon, pentru că e aici, într-un chest, se află aici într-un chest și sperăm să nu ne ia ăștia la bătaie, pentru că în mod normal n-ar trebui să fie agresiv cu noi, dar na, nu se știe niciodată. Și ar fi bine să închid treaba asta de aici, frumos, bam, 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 să nu vină fraierii și să încerc să dezactivez spawnerul ăsta dacă se poate, bineînțeles. Și am mai găsit încă un dungeon dintre ăsta, băieți, unde găsim ouă de dragon. Și luăm și steagurile astea, pentru că din celălalt dungeon am luat steagurile și nu se știe niciodată când o să avem nevoie de ele. Deci nu am dezactivat spawnerul, nu l-am dezactivat, ok, dacă nu l-am dezactivat, aia e, poate nu ne atacă fraierii ăștia. O să ignorăm momentan, sperând să nu ne atace, și hai să vedem ce avem în chesturi. Foarte multe chestii, blank rune, uite un name tag pentru că avem nevoie de ele. Astea nu știu dacă mă ajută, dar aș putea să le iau, să le pun pe mine și să nu mai am probleme cu acei piglin, poate. Ok, nu știu dacă am nevoie de discuri. Astea să fie acolo, nu mai contează. Și aici avem ceea ce căutam, băieți. Aether Dragon Egg. Nu știu cum funcționează treaba asta cu dragonii, dar eu știu că atunci când am găsit ouul celălalt de dragon, în momentul când l-am găsit, l-am poziționat în lumea mea acolo și s-a transformat într-un Forest Dragon, deși era un ou dintre ăsta foarte, foarte frumos colorat, exact cum e ou ăsta, deci e fix la fel, uite, îl vedeți acolo în mână, fix la fel era ouul ăla și s-a transformat într-un dragon egg verde după aia. Acum nu știu dacă contează foarte mult biomul în care îl poziționezi sau nu, pentru că în felul ăsta probabil că îți spune dacă o să iasă un dragon din biomul respectiv, pentru că eu l-am pus într-o pădure și a ieșit un forest dragon. Acum nu știu dacă vreau să-l mai pun în aceeași pădure, pentru că la un moment dat o să fie nasol, că o să fim atacați.
avem chestii pe aici, Blackstone, avem Top Gear, ok. Mi-am pus armura asta pentru că pot să trec pe lângă ei fără să-mi facă ăștia nimic, de aia am pus-o. Acum vedem pe aici dacă mai găsim chestii interesante, dacă nu o să intrăm acolo în dungeon. Hai să intrăm în dungeonul ăsta, vedem care e treaba cu el. Uite cât sunt de acolo, ok, a căzut fraierul. Uite cât sunt, sunt o grămadă, ești nebun, intrăm și noi aici, oricum o să luăm bătaie dacă nu suntem atenți. Așa că o să o luăm așa ușor, uite un chest. A, deci dacă deschizi chestul e cam asta, e cam ai pus-o, cam asta e. Ok, am ajuns acasă înapoi, băieți. Ok, bun. E bine că am ajuns acasă totuși, pentru că am ajuns cu ouă de dragon la noi și asta e foarte, foarte important, pentru că vreau să văd dacă putem să facem rost de un alt dragon. Și o să facem treaba asta tot aici în pădure și testăm să vedem dacă iese tot un dragon dintre ăsta de forest. Acum sperăm să nu iasă dragon de forest și să nu conteze foarte mult biomul în care plasez ouă de dragon. Sper să fie total diferit de ce cred eu, dar vedem acum dacă iese tot un forest dragon exact cum e ăsta, de aici, da? Adică prietenul nostru, dragonelul, așa, stai jos, te rog, așa înseamnă că asta e șmecheria. Teoretic, dacă iese altceva, aș vrea să-i fac altă casă ca să aibă loc și unde să stea, deși în cap amândoi aici lejer. Hai să punem ouă de dragon pe jos și vedem care e treaba, dacă se transformă, dacă nu se transformă. Celălalt, adică din celălalt ou din care a ieșit dragonul ăsta, la un moment dat s-a transformat și s-a făcut verde. Ăsta momentan arată așa, da? Are culoarea asta. Nu o să mai fac greșeala să-l duc în casă, pentru că se spawnează dragonul în casă. L-am băgat pe ăsta în casă și a trebuit să dărâm toată casa ca să pot să-l scot de acolo. Acum vedem dacă treaba e bună, dacă nu e bună. Partea șmecher ar fi, sau cel puțin așa ar trebui, să fac o chestie de genul ăsta aici, să-l blochez cumva, să nu cumva să iasă afară, că atunci când e mic nu știu dacă am control asupra lui, că trebuie să-i dau pește ca să pot să-l îmblânzesc și ar fi bine să închid toată treaba asta aici, să nu fie probleme. Eu aș vrea din tot sufletul să iasă un dragon altfel, nu știu, să iasă un dragon colorat, ceva, nu știu, roșu, orice culoare în afară de asta, pentru că deja am unul de forest și n-aș vrea să am doi de forest, pentru că n-am. Bine, băieți, m-am întors la ăștia aici unde am murit eu mai înainte și încerc să fac o schemă, încerc să-i blochez cumva, dar aș vrea să-i blochez către exterior cumva, să nu mai poată intra. Hai, du-te și tu. Perfect. Deci cumva pe ăștia i-am blocat acolo, au mai rămas ăștia de aici. Păi hai să facem o schemă, nu știu. Ce naiba s-a spawnat? Ok, s-a spawnat ceva, dar nu știu exact ce a fost aia, băieți. Vreau să încerc să fac loc pe aici cumva, să mă blochez și să încerc să le dau la joale. Așa, așa, perfect. I-am activat pe fraieri. Bun. Ok, deci tu ai arc, ești șmecher. Ok, nu e nicio problemă dacă ai arc. L-am rezolvat măcar pe ăla cu... și ei s-a activat acolo, dar nu mai contează, pentru că ei sunt în exterior. Ia uitați cum stau acolo fraierii. Ok, am blocat. Deci putem să facem liniștiți dungeonul ăsta, dar doar că ar trebui să ne regenerăm puțin mai mult, că e jale. Și hai să vedem ce primim pe aici. Avem o arbaletă de la ei, ceva onion crate, foarte tare. O să luăm și astea. O să luăm și astea, o să luăm și astea, săbile astea nu mă interesează chiar deloc, chiar deloc, să fie acolo, lasă-le acolo. Și atât, asta e tot pe loot aici? Hai să vedem mai sus atunci, poate mai sus e altceva. Dar s-ar putea să avem și prieteni noi mai sus, nu știu cum să zic. A? Vor fi prieteni noi mai sus? Nu e, nu e niciunul, poate mai sus, uite cu chest aici. Și fraierii jos, ia uite cum stau fraierii. Aha, nu avem treabă cu ei. Bun, aici ce mai avem? Mâncare iar foarte multă, onion crate, mamă, dar foarte mult onion crate. Ok, o să iau și astea, nu știu dacă o să folosesc vreodată arbaletele astea, dar e bine să le iau, că nu se știe. Și poate găsim chestii interesante aici, de ce nu? Eu aș vrea să găsesc, nu știu, tot un ou de dragon, de exemplu. Cum ar fi să mai găsim un ou de dragon? Ok, am ajuns în partea de sus, avem aici ceva... Ok, nu înțelegeam de unde iau eu damage, dar erau niște ciuperci dintre astea otrăvitoare. Deci partea de sus arată cam așa momentan. Uite că avem mai multe chesturi. Frumos, se vede bine, ok, super șmecher, dar nimic special, niciun boss. Uite un fraier aici. Așa, frumos, l-am rezolvat. Așa, bam, bam, bam. Și hai să vedem ce avem în chesturi și între timp să ne regenerăm, pentru că o să coborâm și o să luăm bătaie dacă nu ne regenerăm. Și avem așa, netherite scrap. Perfect. Ceva nu mă interesează, arbalete peste arbalete, nu știu dacă o să le folosesc vreodată, le iau, știi de ce le iau? Că poate le combin cumva și găsim ceva mai bun, știi? Hai să vedem dacă mai găsim ceva pe aici. Așa, bun. Onion, nu înțeleg care e faza cu onionul ăsta, că e mult rău pe aici. Uite, crate-uri cu onion, o grămadă, încă o arbaletă. Și cam atât, cam asta e tot. O să iau acest banner, că mie îmi plac bannerurile, nu știu de ce, îmi plac grav bannerurile astea. Și mă uit să văd, am ratat ceva, adică mai trebuia să mai fie ceva pe aici și am ratat eu? Nu, nu?
E o grămadă de chestii de genul ăsta și chesturile astea deja le-am verificat. Deci în ce direcție trebuie să o luăm? O să o iau de fapt în ce direcție vreau eu, că nu mai contează, oricum e jale pe aici cu băieții ăștia răi. Și încerc și eu să fug cât de mult posibil. A, uite că nu mă atacă. Ok, deci am scăpat cumva de ei. Uite aici, au loc de antrenament, băieții ești nebun, trag cu arcul. Ce mai au pe aici băieți? Au chestii de genul ăsta de cambuze dintre astea, ăsta e principalul unde am fost eu, turnul principal. Mai sunt chestii pe aici, uite, avem o brută dintre asta mare. Ohoho, ăsta ne dă la geale grav dacă ne punem cu el, băieți. Eu zic că ar fi bine să plec din zona asta ca să nu mai avem probleme cu ei, că sunt cam mulți. Sunt cam mulți și nu prea e pont. Eu zic că ar fi bine să plec de aici, să mă duc în altă direcție, oricare altă direcție. E mișto pe Better Minecraft că sunt tot felul de biomuri în Nether și biomurile din Nether arată cam așa. Ați văzut unul mai înainte, mai vedeți unul acum. Interesant e că în fiecare biome sunt diferite blocuri și diferiți mobi și diferite chestii periculoase. Acum nu știu dacă în fiecare biome găsim dungeon-uri sau chestii de făcut. Acum în momentan m-am blocat pe aici. Vedem dacă pot să mai ies. Da, nu e cine știe ce biome-ul ăsta, mă așteptam la total altceva de la el. Dar poate găsim netherite sau cine știe, a? Uite ce copaci mare și nebun. Ok, m-am dus jos grav. Cred că am coborât într-un rewind dintre ăsta și nu mai pot să ies. Cam asta a fost, băieți. Hai să vedem ce care e faza cu copacul ăsta. Ne-l dă pe tot? Nu ne-l dă pe tot. Aba da, uite că am primit. E lament log. Foarte interesantă culoarea copacului ăsta și... Da, e mișto, arată bine. Dar de ce nu se sparg și frunzele? Care-i faza? Frunzele de ce? Sunt făcute din mai multe. Ok, am înțeles. Bun, deci am făcut rost de lemn dintre ăsta albastru. Eu zic că ar fi bine să mergem în alt biome așa, să vedem ce se mai întâmplă prin alte biome-uri. Mai sunt chestii interesante, mai găsim, nu mai găsim. Oricum nu mai am loc în inventar, dar am backpack-urile la mine, nu-i problemă. Nu am mai verificat niciun biome, băieți, din Nether. Am vrut să vin direct aici să vedem dacă s-a schimbat ceva la ou de dragon, că sunt tare curios dacă s-a schimbat ceva la el. Ar fi mișto rău să fie deja colorat. Hai să vedem, nu e colorat momentan. Da, nu știu ce să zic. I-am dat ceva. I-am dat click dreapta pe el, cred că acum se întâmplă magia, băieți. Scoate tot felul de particule, vedeți? Ok, oare așa trebuia să fac sau am făcut-o vreo greșeală acum? Nu știu, schimbă-te, fă-te, nu știu, roșu, galben, albastru, orice altceva, numai nu verde, te rog eu, fă-te altfel. Cred că de-abia acum putem să așteptăm, dacă îl punem așa și nu îl accesăm, cumva nu se întâmplă nimic. Bun, hai să lăsăm în chesturi toate chestiile ce le avem prin inventar și revenim aici să vedem dacă s-a întâmplat ceva cu dragonul ăsta, că până la urmă nu mai contează dacă se transformă când nu sunt eu aici, important e să iasă alt dragon, să nu mai fie verde, că e jale cu dragonii verzi, m-au rupt, ești nebun, m-au rupt cu dragonii verzi, vreau să fie altă culoare, avem unul, deja nu mai vreau altul, clar, asta era clar, trebuia să fie clar. Bun, hai să lăsăm chestiile din Nether aici frumos, chiar și logurile astea, chiar dacă așa tot din Nether îs, frumos. Și chiar și bannerurile astea ar fi bine să le lăsăm aici, runele și cam atât. Bun, ăsta o să intre la prețioase aici frumos, cu ăsta, cu ăsta și cu ăsta și astea să mor dacă mai am loc pentru ceva. Ok, bun, arbalete, multe, multe, arbalete, rău, tot felul de chestii, uite că avem foarte multă mâncare, o să-l las pe aici mâncarea asta așa momentan. Onion crate-ul ăsta arată interesant, păi și cum scoatem ceapa din el, de exemplu. Am înțeles, un onion crate reprezintă 9 bucăți. Aha, ok, acum am înțeles. Bun, bun, bun. Păi atunci lăsăm aici. E un fel de modalitate de stacare a lucrurilor, adică dacă vrei să nu ai foarte multe iteme și să blochezi cumva tot felul de chesturi, poți să faci crate-uri cu ele și stachezi itemele mai ușor și e mult mai simplu de făcut. Foarte, foarte șmecheră treaba asta. Hai să omorâm un pește pentru că o să trebuiască să-i dăm un pește ca să putem să-l îmblânzim pe El Dragonel și trebuie să avem mare grijă cu el ca să fie treaba bună, să nu ne supere de la început să plece sau mai știu eu ce. Oricum are suficient loc să crească, nu cred că dragonii o să fie diferiți ca și mărime sau na, nu se știe, e posibil să fie diferiți. Nu te-ai transformat încă. Păi de ce? Câte zile durează să te faci? Câte zile durează? Revin după ce s-a transformat ouul ăsta, să fie cumva, să fie alte. Băieți, partea nasoală la Better Minecraft e că poți lua orice animal pe sus, dar nu poți lua sătenii. Și asta înseamnă că trebuie să îi luăm altfel sătenii de aici, pentru că avem nevoie de niște săteni să îi ducem la căsuța noastră acolo sau în apropiere cel puțin, pentru că avem nevoie de ei pentru o fermă de
Iron și să ne folosim de acești minunat săteni. Uite, ăsta de exemplu e un fermier. Aș putea să mă folosesc de el dacă s-ar duce mai aici, mai încoace. Te rog. Așa frumos. Te rog. Anisha, te rog, intră în barca aia. Nu vrei să intri în barcă? Ok, cred că o să iau alt sătean pentru că mă enervează. Au intrat doi aici. Da. Ok, trebuie să vedem cum fac. Ok. Și pe ăsta să-l ademenesc, să-l pun din nou, dar să nu intre doi în aceeași barcă. Haide, hai puțin până afară. Hai să-ți arăt ceva afară, nu vrei? Bun. Și ceva o să vă aduc pe rând, pentru că pe rând e mai simplă situația. Și da, cu barca e ceva mai greu, băieți, într-adevăr. Dar trebuie să ajung cu ei acasă. Ok, fac, trebuie să sparg ăsta ca să pot să cobor. Da, v-am spus, cu barca e ceva mai greu, dar momentan nu am alt sistem de a ajunge acasă cu ei. Știi, și cu barca e destul de simplu, pentru că odată ce am ajuns la partea asta cu apă, putem să mergem, pentru că casa noastră e pe apă, știi? Și pot să merg cu ei și să ajung acolo aproape, iar de acolo pot să iau cu minecart-ul sau cu orice altceva. Dar partea bună e că noi avem casa asta pe apă aici frumos și putem să mergem cu barca, uite, ceva de genul ăsta, frumos, bam, 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 și mergem către căsuță. Ăsta e cel mai ușor mod de a duce sătenii acasă acolo unde stau eu, deși e complicat el puțin. Sper să nu-l muște un zombie, că dai de tot felul de lilipeduri dintre astea care se sparg și te încetinesc. Ok, cred că am ajuns la... Ok, trebuie să o luăm pe aici. Am dat de gheață și nu-mi place treaba asta cu gheața. Ok, nu știu dacă pot urca pe gheață cu barca. Haide, că nu mai am mult până acasă. E aproape casa, foarte, foarte aproape și... Dar lilipedurile astea sunt enervante, rău să mor dacă nu. Așa, și vedem cum facem. Trebuie să închid, trebuie să aduc doi cel puțin ca să putem să-i înmulțim. Și după aia vedem pe parcurs ce și cum se mai întâmplă. Dar momentan trebuie să mă duc cu ăsta și să mă întorc să mă iau încă unul și să-l aduc și pe ăla acasă. Am văzut un creeper acolo în spate, dacă bubuia mă termina. Acum nu știu ce să zic, pot să urc pe gheață cu barca? Nu pot. Ok, deci trebuie să-l pun într-un loc sigur, băieți, să nu ajungă vreun zombie la el sau ceva. Acum nu știu exact care e acest loc sigur. Nu știu dacă îl afectează, dacă vin ăștia necații să-i dea, îi dă damage sau ceva, oare? Dar nu știu ce să zic. L-am adus aici, dar aș vrea totuși să-i dau drumul și să-l protejez, să-l urc aici, cel puțin pe uscat la mine. Oare dacă îi pun niște lemne aici în față și îl forțez să se ducă încolo, oare se duce pe insula mea după aia? Așa. Și du-te către insulă. Așa, perfect, bravo tată. Ești cel mai tare, ești nebun. Și are și name tag, asta înseamnă că nu o să se despauneze. Elizabeth, ești o fată, mă scuz. Ești cea mai tare, Elizabeth, că ai venit aici și bun venit în căsuța mea. Sperăm să fie toate porțile închise, că altfel ajung zombie pe aici, pe la ei și nu-mi place treaba asta. În schimb, e bine, e ok. Elizabeth, bine ai venit. Prietenește-te cu curcanul ăsta care e ceva agresiv, ai grijă cu el, că ăsta sare la bătaie dacă nu-i convine ceva, ai mare grijă cu el. Da, trebuie să mai aduc un sătean și vedem după aia, că trebuie să-i duc undeva în zona aia, acolo să facem rost de o fermă de iron, să facem o fermă de iron, o să-i mulțim, o să avem nevoie de 3, deși pot să aduc 3 fără nicio problemă și nu vreau momentan să fac o chestie de breeding sau ceva, vreau pur și simplu să fac o fermă de iron automată și am nevoie de 300 și o să aduc 3 probabil. Hai să vedem ou ce mai face. A ieșit dragonul! Ok, dă pește. Mai vrei unul? Fac. Mergem să mai aducem. Nu, dă-te, stai jos. E albastru, băieți. Avem un dragon albastru. Ia uite cea micuțe. I-am dat damage. Ok, scuze. Nu, du-te de aici. Vreau să mă duc să aduc ouă, să-l îmblânzesc, să-l pot pune jos. Avem un dragon albastru. Haide după pește. Vino încoa. Am nevoie de pește. Știi ceva? Muri. Așa, 1, 2 pești. Bun, dacă nici cu ăsta nu merge, mamă, 2. Mă duc acum cu 2 și dau pește să-l facem. În sfârșit, băieți, altă culoare, alt dragon. Deci nu contează biome-ul, pur și simplu e o șansă prin care ar putea să se spawneze un dragon de altă culoare. Și noi avem unul mare verde, stai jos. Nu, tu stai jos, te rog. Și tu, vin încoa. Jură-te că ai mai mâncat 2 și nu ești al meu. Ai de viața mea. Ok, cred că ar trebui să mă duc să mai prind mai mulți pești. Uite aici mai mulți. Fac. Eu am crezut că o să ajungă, că lui ăla altul i-am dat. Cât i-am dat? I-am dat 1? Cred că un pește i-am dat și a funcționat. A fost super, super easy, știi? Acum ăsta văd că mănâncă mult, ești nebun. Haide, tată. Dăm pește, tată.
dăm pește, tată, că e jale, e jale, ăsta e mâncăcios și am nevoie de pește. Bun, încă 4, băieți, i-am dat 3 până acum, da? Hai să mă mai duc cu încă 4, poate cu ăștia 4 acum o să fie treabă mai bună. Poate o să accepte. Mamă, ce îmi place, am unul albastru acum, mamă. Vreau să-i găsesc pe toți, jur, vreau să găsesc o grămadă de culori. Ești nebun? Mamă, de ce te-ai ascuns acolo? De ce te-ai băgat așa? Stai așa să te vadă lumea. Am unul albastru. Ca să poți să te îmblânzezi trebuie să mai crești sau ceva? Sau care e faza? De ce nu poți să... De ce nu iei? Uite că se bagă aici. De acolo. De ce te bagi în ăsta? Bă, dar ce drăguț e când e așa albastru. Arată altfel, vedeți? E super șmecher. Are mai multe culori decât ăsta. Ăsta e verde cu verde deschis și cu șaua. Dar ăsta are mai multe culori. Uite-l. Uite-l ce drăguț e. Stai acolo. Stai acolo să te vadă lumea. Mamă, ce drăguț, îmi place maxim, o să-l las închis momentan și vedem, că probabil o să-i dăm pe parcurs, o să-i dăm pește din nou și probabil după ce mai crește puțin o să putem să-l îmblânzim, acum nu vrea, sau i-am dat prea puțin pește, nu știu, oricum i-am dat ceva pește, nu? Adică trebuia să fie îmblânzit deja, dar asta nu știu, o să vedem pe parcurs, vă dați seama, nici eu nu știu exact cu ce se mănâncă toată treaba asta. Între timp ar trebui să mai aduc un sătean, să vedem despre ce e vorba și să începem să facem ferma în episodul următor. E acolo, mamă, dar ce m-am speriat, nu înțelegeam unde s-a dus. Elizabeth, vină încoa. Da, nu cred că a fost o idee bună să-l aduc aici pe insulă, vrea să urce sus acolo și nu-mi place treaba asta, pentru că sus am eu acces și o să meargă pe... Ok, în fine, trebuie să mai aduc un sătean dintre ăsta ca să mă ocup de ferma de iron în episodul următor, bineînțeles. Eu am fost Ciobi și sper că v-a plăcut episodul de astăzi din Better Minecraft. Ne vedem în clipul următor cu ceva mai multe update-uri și poate reușim să îmblânzim acel dragon de acolo, să-l facem prietenul nostru și pe lângă chestia asta, poate reușim să facem o fermă automată de iron. Mamă, ce mișto ar fi. Cam atât. V-am țucat. Pa!